Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Munteanu, bun găsit la Observator. Sindicatul Sanitas Argeș a organizat grevă în toate spitalele din județ. 2 ore nu s-a lucrat în niciun ambulatoriu de specialitate. Pe secțiile spitalelor a lucrat doar o treime din personal. Oamenii cer mărirea salariilor, dar și suplimentarea personalului. Sindicaliștii din spitale amenință cu grevă generală dacă revendicările lor nu vor fi luate în seamă de către șefii din sănătate. Cea mai mare dorință a protestatarilor este legată de plafonul de salarizare. Oamenii sunt nemulțumiți de inechitățile salariale. Suntem nemulțumiți de salariile care sunt în ziua respectivă. Uitați, de exemplu, eu am aici 3 salarii. Deci am unul de încadrare 844, am unul de bază 13.620, mai am unul de încadrare realizat de 723. Eu nu știu care pur și simplu este al meu. Care sunt nemulțumirile dumneavoastră? În primul rând, discrepanța de salarizare între cei cu studii superioare și cei fără studii superioare, unde este extraordinar de mare și fișa postului este identică. Același lucru fac și cei cu facultate și cei fără facultate. O altă nemulțumire a cadrelor medicale este reprezentată de numărul personalului. Oamenii se plâng de prea multe ore de muncă pe care trebuie să le îndeplinească din cauza personalului redus. Eu lucrez la bucătărie și vreau să vă spun că după amiaza lucrăm 2 bucătărese la 600 de bolnavi, facem mâncare, facem curățenie. Nouă ne-ar trebui o femeie de servicii în bucătărie, că nu e normal ca un bucătar să facă curat la WC-ul și în bucătărie sau să ducă afară să ia să pun magazie, să ia alimente și după aia să ducă la cratița de mâncare să facă mâncare. Sindicaliștii din spitale amenință cu grevă generală dacă revendicările nu vor fi luate în seamă de șefii din sănătate. Pe data de 31 octombrie, dacă nu se găsesc soluții și nu se rezolvă revendicările care au fost înaintate prin Birou Operativ al Federației Sanitas din România, începând cu data de 31 octombrie, pe perioadă nedeterminată, conform programului de acțiuni de sindicat, colegii vor întrerupe activitatea pe perioadă nedeterminată. Peste 2000 de angajați ai sistemului de sănătate au protestat în Argeș. Protestele de la școala numărul 16 Ile Caragiale din Pitești au continuat și marți. A fost a doua zi în care elevii au refuzat să intre la cursuri și au cerut alături de părinții lor ca băiatul pe care îl acuză că ar fi agresiv să fie transferat la o altă școală. În a doua zi de proteste, elevii au primit absențe în catalog. În a doua zi de proteste, elevii revoltați au constatat cu stupoare că profesorii au trecut absențele în catalog, lucru care a dus la revolta părinților. Domnii profesori au intrat la oră și au făcut oră cu un singur elev, iar celorlalți 29 le-au pus absență. Ni s-a comunicat că la 10 absențe li se va scădea nota la purtare, se pare că la 20 vor primi 8 la purtare și își vor pierde alocațiile. Psihologul care se ocupă de terapia elevului problemă spune că tulburarea de care suferă acesta nu necesită transferul într-o clasă specială. Este foarte important să reținem că minorul în momentul actual nu prezintă o întârziere în dezvoltarea cognitivă, tocmai de aceea nu poate fi inclus în învățământul special, el nu beneficiind de un certificat de încadrare într-o categorie de handicap, ci doar de orientare școlar-profesională. Din toată această poveste, cel mai mult au de suferit elevii clasei care sunt notați cu absențe la fiecare curs. Dacă situația va continua, copiii pot avea nota la purtare scăzută din cauza cumulului de absențe. Se vor penaliza copiii care lipsesc? Conform metodologiei, la 10 absențe nemotivate se scade un punct la purtare. Dacă lucrurile vor evolua cu semnele de protest, vom aplica și noi regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ, iar elevii care dintre ori vor fi declarați absenți. Părinții și elevii anunță că vor protesta din nou și sunt hotărâți să ajungă la Ministerul Educației dacă pe plan local nu se vor lua măsuri. Un incendiu puternic a izbucnit marți în comuna Stoienești. O casă s-a aprins, iar proprietarul, un bărbat în vârstă de 61 de ani, a rămas captiv în locuință. Mai mulți vecini au văzut focul și au sunat imediat la 112. Proprietarul a fost salvat din foc de un localnic. Se pare că bărbatul a venit acasă și a încercat să aprindă focul în sobă. Jarul a căzut însă pe covor, iar flăcările s-au întins imediat la lenjeria patului. De aici a pornit un incendiu mistuitor. Viața omului a fost pusă în pericol. O femeie a sesizat fumul negru care ieșea din casa vecinului și a alertat un alt vecin, care a intervenit fără să stea pe gânduri. A intrat în casa în flăcări ca să-și salveze vecinul aflat în necaz, lucru reușit în cele din urmă. În momentul în care pompierii și medicii au ajuns la fața locului, victima a fost preluată de echipajul SMURD și transportată la spitalul municipal cu arsuri la nivelul feței. Din fericire, rănile nu i-au pus viața în pericol. Casa a fost însă distrusă în mare parte. Ajuns la fața locului, am găsit o
persoană, proprietarul cu arsurii la față, a fost preluată de către modulul ZMUR și transportat la unitatea de primiri urgențe Câmpul Lung, iar noi am acționat pentru stingerea incendiului. Polițiștii au deschis o anchetă în acest caz pentru a stabili cu exactitate cauzele ce au dus la provocarea incendiului. A doua parte a concursului pentru director și director adjunct de școli, respectiv proba interviului cu prezentarea CV-ului și a planului de management, se desfășoară în această săptămână. Proba va dura până la sfârșitul lunii. Peste 200 de candidați sunt înscriși în Argeș la această probă. După primele zile de desfășurare, conducerea Inspectoratului Școlar Județean Argeș nu a înregistrat nicio neregulă în derularea probei. Se desfășoară în condiții corecte, în condiții bune, nu avem niciun fel de contestație sau de observații cu privire la organizarea concursului, nici din partea candidaților, nici din partea reprezentanților organizațiilor sindicale care sunt prezenți acolo în calitate de observator. Fiecare candidat are cel puțin o oră pentru a susține proba și este însoțit de 5 reprezentanți care vor face parte din comisia de observare. Pentru fiecare candidat există un timp alocat de minim o jumătate de oră pentru fiecare probă, deci o oră de candidat, și gândiți-vă că toate aceste probe și toată această desfășurare de forțe se desfășoară în prezența candidatului și în prezența a 5 membri ai comisiei. 2 membri sunt reprezentanții autorităților publice locale, alți doi membri sunt reprezentanții unității de învățământ, iar cel de-al 5-lea membru este un inspector din cadrul Inspectoratului Școlar, care este și coordonatorul comisiei. Interviul și evaluarea CV-ului sunt programate până pe 27 octombrie. Afișarea rezultatelor concursului este în data de 18 noiembrie, fiind urmată de o perioadă alocată de punerii contestațiilor, 21-23 noiembrie. Ultima etapă a concursului, validarea în Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar a rezultatelor finale și transmiterea acestora la minister, este programată în data de 16 decembrie 2016. O întâlnire importantă între elevi, studenți și angajatori a avut loc la Colegiul Economic Maria Tăiuleanu din Pitești. Este vorba despre un proiect încheiat de Universitatea din Pitești cu alte licee din municipiu, ce are ca scop informarea liceenilor despre profesii, piața muncii și oportunitățile sistemului educațional universitar. Prin acest proiect, organizatorii își doresc ca tinerii să știe încă din liceu despre importanța unui loc de muncă și despre ceea ce le oferă piața muncii. Mai mult, liceenii au putut cunoaște de la colegilor studenți oportunitățile sistemului educațional universitar. Copiii au nevoie să găsească, să-și găsească un loc în viață și ca să știe lucrul ăsta, să-și găsească un loc în viață, trebuie să cunoască piața muncii. Participăm la a doua manifestare în care am pus la oaltă elevii din 4 licee argeșene, agenții economici din cei 32 de agenți economici cu care am încheiat parteneriate și de asemenea Universitatea din Pitești cu toate programele de studii care funcționează astăzi, în ideea de a învăța elevii ce înseamnă să devii student la un program de studiu și ce înseamnă să devii angajat. Evenimentul intitulat Zilele Carierei este organizat de Universitatea din Pitești în parteneriat cu liceele Ion Barbu și Dacia, respectiv colegiile Alexandru Odobescu, Maria Tăiuleanu și Costin Dennenițescu. A fost o zi importantă pentru operatorul regional de apă și canalizare. Apă Canal 2000 a inaugurat două dintre cele mai importante obiective pentru consumatorii argeșeni: gospodăria de apă Mărăcineni și stația de epurare de la Topoloveni. SCM Pitești se menține pe primul loc al seriei a treia după ce s-a impus cu 5-2 în derbiul local cu Athletic Bradu. Confruntarea dintre cele două echipe a fost una nerecomandată cardiacilor, cu goluri multe și răsturnări spectaculoase de situație pe tabela de marcaj. Oaspeții au început mai bine partida și au condus cu 2 goluri după 25 de minute de joc prin golurile marcate de Marcu și Golban. Piteștenii au avut o revenire spectaculoasă pe tabela de marcaj și au înscris până la pauză 3 goluri. Albu a reușit o dublă, iar Șandru a readus gazdele în avantaj cu un minut înainte de intrarea la cabine. În cea de-a doua repriză, Bradu a rămas în 10 oameni, după ce Ruță a văzut al doilea cartonaș galben și a fost eliminat. Până la finalul confruntării, al violeții au mai punctat de 2 ori prin Șerbănică și Șerban, care a stabilit și scorul final 5-2 pentru SCM Pitești. Am avut și acea ocazie de 2-0 să facem 3-0, dar așa este la fotbal, ocazia se răzbună. Ți-am zis, sunt fericit jucătorii, pentru că suntem doar 15-16 în componență în tot lotul pe care ne bazăm.
Sunt jucători cu calitate, sunt copii care vor crește și care vor juca la alt nivel. Mă așteptam la un joc dificil. Am început jocul foarte prost. Am avut 30 de minute în care am avut o posesie, dar doar steril, așa, nu am fost concreți în ultimii 25 de metri, nu ne-am creat ocazii de a marca, nu am avut niciun șut la poartă, am primit și două goluri, dar lucrul pozitiv este că jucătorii, după ce am fost conduși cu 2-0, au avut reacție și am reușit să întoarcem rezultatul, să marcăm 5 goluri și să ne mai creăm alte 4-5 ocazii de a marca. Etapa din weekend de Liga a 4-a Argeșana a fost una deosebit de productivă, depășindu-se recordul de goluri pe etapă și implicit pe meci. Astfel, s-au marcat în total 57 de goluri în 8 partide. Antena 1 Pitești vă prezintă acum rezultatele și clasamentul după etapa din weekend în Liga a 4-a. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile de la Pitești. Sunt Cristina Muntean, vă mulțumesc pentru atenție. Mâine ne întâlnim la aceeași oră. Rămâneți acum cu Acces Direct. La revedere!